Mariana Ionescu-Căpitănescu și Marcela Fota sunt talentate, celebre, iubesc la fel de mult muzica populară și sunt astăzi alături de noi. Pentru că nu toată lumea știe însă că sunt surori și că sunt amândouă acum aici să ne povestească despre copilărie ciucă, despre familie ciucă și să ne demonstreze cât de bine se cunosc. Avem testul nostru ciucă. Mamă, ăla al nostru, ăla de pe TikTok-uri și de pe Facebook-uri, da. Ce crezi? Adică, haideți să le poftim. Mariana Ionescu-Căpitănescu și Marcela Fota. Bine te-am găsit! Da, la distanță, de asta ne-am dat seama, să rumâna. Bine ați venit, vă rog frumos să luați loc. Vai, la noi în emisiune surorile Căpitănescu și Fota. A mai rămas? Care e numele de domnișoară? Fată. De fată. Numele de fată. Ea încă își păstrează numele de fată. Păi și tu ce ai făcut, Mariana? Când m-am măritat eu nu era timpul ăsta, știi, femeia nu avea atâtea drepturi, atâta adică cuvânt important de spus. De asta te cheamă Căpitănescu ca pe mine. Exact, exact. Nu, neamul meu trebuie să ducă numele mai departe. Exact, știi cum e? Întotdeauna bărbații au emoții când naște soția, știi? Dacă va veni pe lume un băiat, sigur îmi va purta numele. Dacă va veni o fată, este așa, da, nesigur. Dar acum am văzut că se poate. Tu ești cea mai mare pentru că voi sunteți... Ați fost 5 frați, da, nu? Și mai suntem 4, eu sunt cea mai mare. Mai sunteți 4, da. 3 fete și un băiat. Un frate l-ați pierdut. Da, câți ani avea? 34 avea când a murit. 34? Da. S-a întâmplat de mult? Da, sunt peste 10 ani de când s-a întâmplat. Să depășim momentul, că presupun că ăsta cred că este momentul care vă întristează de fiecare dată cel mai tare, pentru că vă văd așa unite. Și presupun că asta e ce vă lipsește de fiecare dată, să fiți întregul complet. Așa este. A fost pentru noi un șoc. Era mai mic? Era de-al doilea. Era fratele copil cu care eu am fost cea mai apropiată așa și la joc și am crescut împreună. Da, noi am crescut pe ceilalți. Noi am fost, mama întotdeauna ne spune, voi ați fost cei mai necăjiți. Necăjiți, adică eu și fratele meu Viorel, pentru că am avut întotdeauna responsabilități și eu am avut un rol de a doua mamă pentru ei, să-i cresc, pentru că mama mergea foarte mult la muncă, aveam foarte mult pământ de muncit, la distanță de casă și pleca, cum se spunea la noi, cu noaptea în cap și venea iarăși când se întuneca și eu eram cea care răspundeam de ei, știi? Dar Viorel, probleme de sănătate sau accident? Sau... Nu, a avut o depresie avansată pe care noi nu am observat-o, cei din jur. Eu mă bucur că spui lucrurile astea, pentru că poate sunt foarte mulți care se uită la emisiunea noastră și care poate trebuie să înțeleagă că e foarte important să observi dacă cel de lângă tine sau dacă spune cineva că are o depresie sau ceva, să nu o tratezi cu ușurință. Da, noi vorbim de acum 10 ani, când erau parcă altfel vremurile. Nu, s-a întâmplat în 2004, de fapt. Deci sunt 16 ani. 16 ani. Și de la o depresie? Da, de la o depresie. S-a sinucis? Da, și-a pus capăt zilelor, dar noi... După ce a făcut asta, făcând așa un istoric al comportamentului lui, am realizat că avea o depresie. Din discuțiile pe care le aveam cu el, din răspunsurile pe care le primeam de la el. Dar atunci nu am observat. Căsătorie? Fratele nostru cel mai mic, Vasile, stătea cu el în casă, stătea la el în gazdă și nu și-a dat seama și mergeau la serviciu împreună pentru că el avea o întreprindere din asta de construcții și era businessul lui. Adică fratele cel mic era angajat la el. Că depresia asta e atât de păcătoasă că nu știi când se instalează și de fapt tu poți să stai cu omul ăla în casă să nu-ți dai seama că trece prin așa ceva. Nu știu, nici soția lui nu a realizat și avea o fetiță mică. Noi ulterior, după întâmplare, am analizat toată situația și ne-am dat seama, pentru că în timp ce el trăia, sub nicio formă, vorbeam... Și niciodată nu vă spunea că are vreo suferință sau ceva. Da, se părea că totul este normal. Da, își ducea toate greutățile și suferințele lui interioare, neputința până la urmă, și o ducea în secret. Pentru că așa ne-au învățat și părinții. Da. Nu vrea să le arate celorlalți că el are are slăbiciuni, că are o problemă. Da, într-adevăr, așa ne-au crescut și părinții, să trecem prin toate cu fruntea sus. Și atunci el probabil gândea că îi dezamăgește pe cei din jur de slăbiciunile lui, că avea niște probleme și decât să le povestească, a ales acea cale. Ferească Dumnezeu. Da. Dar asta nu v-a împiedicat pe voi să fiți puternice și să mergeți mai departe. Uite, Marcela așa interpretă de muzică populară. Știi, când vedeai Marcela Fota, niciodată mă gândeam, băi, e sora lui Mariana Ionescu-Căpitănescu. M-ai sunat într-o zi și eram la o filmare, da. Știi, ai crezut că poate mă găsești făcând în somnul de frumusețe. No, acum, și ți-am spus, zic, sună pe... doarme de rupe. Zic, sună pe surioara mea, Marcela, și tu nu ai realizat că Marcela e sora mea, știi, Marcela Fota, atunci ai realizat. Da, eu cred că sunt foarte mulți oameni, Marcela, care... Da, încă ne confruntăm cu această problemă, cu această întâmplare, că lumea spune nu putem accepta, că nu putem crede că sunteți surori. Doar prezentați așa pentru a vă, nu știu, vă înțelegeți bine și așa vreți să prezentați situația. Sau vreți să faceți imagine una pe celelalte, dar noi suntem surori. Mai mult eu aș fi fost norocoasă. Da, Marcela, asta e bine pentru tine câteodată, când mai stai de vorbă cu artiști din lumea populară și încerci să-ți o bârfească pe Mariana. Bă, am fost cu Mariana aia, și nu știu ce crezi, sorata, ce crezi, nu prea se întâmplă, da, nu lasă ea loc de bârfe. Nu, dar mă gândesc că oricum se găsește, mai vine unul să spună ceva și nu știi. Din contră, știi ce ni se întâmplă? Dacă eu am deranjat pe cineva, un coleg, să zic, solist, instrumentist, așa, automat, la pachet, se supără și pe ea. Da. Cine nu vorbește cu mine, nu vorbește nici cu ea și invers, știi? Sau cine mă iubește, cine ne iubește la pachet. Așa că să știi de acum încolo, da? Va trebui să ne iubești la pachet. Perfect, clar, 100%, fără nicio problemă. Tu te-ai apucat de muzică pentru că cânta Mariana? Nu, eu m-am apucat de muzică, eu cânt dintotdeauna, cred. Însă, faptul că o vedeam pe Mariana care făcea asta, o ascultam la radio când făceam treabă prin curte. Ea era vedeta. Ea era vedeta, celebră. Da. Atunci ea a fost... e cu 8 ani mai mare, Mariana. Da, cu 8 ani mai mare decât mine. Ea a fost imboldul de care am avut nevoie pentru a fi convinsă că vreau să fac același lucru. Și văzând-o pe ea când venea la noi acasă și venea tot timpul, mirosea așa frumos după ea, era tot timpul frumos, îmbrăcată. Eu mă uitam la unghiuțele mele, zic, Doamne, eu azi am făcut nu știu ce muncă, știi? Și sora mea, uite ce curată și aranjată e. Atunci am fost convinsă că voi face același lucru pentru a pleca de la țară și pentru a fi ca ea. Ea a fost exemplul meu. Tu aveai 8 ani când Mariana a plecat de acasă, da, nu? Da, așa este. Da, așa este. Era mică, stai seama. Asta, știi, făceam curat în curte sau treabă și o auzeam la radio pe solul meu. Da. Las că într-o bună ziua și fii atent ce făceam. Făceam treabă prin grădină și grădina fiind nu chiar atât de aproape de casă, scoteam radioul pe geam. Da, da. Îl dădeam la maxim și o ascultam pe ea la radio. Da, era o senzație unică cu care încă am rămas și eram extraordinar de mândră. Sinceră, munceai pe acolo și peste gar la vecini. E sora mea la radio! Noi strigam prin curte, știi, să ne audă mama! Deși mama era lângă mine. E Mariana la radio! S-a auzit peste tot, vă rog mult, s-a auzit. Auzi, păi știi, mama la noi în sat și la vecine, când se mai supără ea cu cineva, zice... ce spa din gură, că fetei ale mele nu are nimeni. Da, e corect, e normal. Deci mândria, știi cum e, de multe ori spui mândria este un păcat, dar mama se mândrește cu noi. Părinții noștri trăiesc. Cred că foarte mândria cu noi. Suntem fericiți că ne trăiesc. Da, da, da. Și sunt foarte muncitori, încă sunt în activitate. Te rog să mă crezi că eu tot timpul sunt cu gura pe ei. Nu mai munciți în grădină. Și nu vreau să vă dau de la țară, vreau să vă dau toate preparatele pe care le putem face. Dar nu scurtezi viața dacă nu... Da, exact. Nu vrei să știi, Cătălin, ce ne-a trimis azi la pachet. Nu ai idee. Ia să vedem. No. Murături. No. Roșii. No. Mânătărci. Nu pot să cred. Da. A fost tata ieri. Zi, Ciucă, ce vezi? Numai oltenii știu ce-s mănătărcile. Eu nu știu. Sunt ciupercile de câmp. Da. Cresc numai în pădure și după ploi abundente și atunci când e cald. Da. Deci de asta sunt acum multe. Nu știai. Ouă de țară. Câți copii ai tu? 1 am eu. Unul mâine face 11 ani, dăm voie să-l salut. Mulțumesc, băiatul meu. Mâine face 11 ani. În urmă cu 11 ani, tot într-o zi de marți, eram cât un butoiaș și deja mâine dimineață pe la 7:05, gata. Gata, livrase. Iar Mariana are 2 copii. Mai norocoasă. 2 copii. Antonia are fetița, nu? Fetița Tara Maria, care cântă și ea și o urmărește pe fetița ta, să știi. Ce frumos. Tara Maria are 10 ani și Antonia are 21 de ani. Aoleu, Mariana, mâine o să fină alături de noi bunica Mariana Ionescu-Căpitănescu. Soacră, veniți la nuntă, ne cântați. Da, în 45 ani trec așa imediat. El studiază în străinătate, nu? Da, studiază în Elveția. Acum este acasă, da. Este într-o practică acum. Este în anul 2. Să știi că aveam niște întrebări foarte tari pentru voi, să vă cunoaștem mai bine. Nu mai avem timp de toate, dar ai măcar 2-3, că-s prea tari. Deci ideea e felul următor: închideți ochii și arătați cu mâna cine credeți că cui se potrivește răspunsul, știi? Da? Adică ori sora, ori la tine, da? Dar repede, așa, închideți ochii. Care dintre voi cheltuie mai mult? Corect! Care este mai ambițioasă? Corect! Dar închide ochii, Mariana. Cine este mai bine organizată? Corect, mamă! Cine sună mai des părinții? Tot eu, nu știu, amândouă. Ia uitați-vă aici, fiecare a ridicat mâna. Bun, hai că mai pun încă câteva. Închideți ochii, închide ochii, Mariana, ca să vezi ce face. Cine este mai harnică? Amândouă. Dar cred că eu totuși, eu. Cine câștigă mai mulți bani? Eu. Cine e mai certăreață? Va veni și timpul să fie invers. Cine e mai certăreață? Cu ochii deschiși. Să nu... Eu să mă certăreați! Acțiune, o primă... Eu și ne-am oprit acum cu întrebările, că cine știe ce mai aflat. Sunteți niște surori extraordinare. Am venit cu o mașină, ne făceai să plecăm mâna cu autobuzul. Ce ne cântați? Zi, ce vrei să zici? Auzi, în curând vom face înregistrări cu Orchestra Lăutarii de la Chișinău, pentru că eu de curând am lansat un album și toată lumea ne întreabă pe noi două. Am făcut acum 20 ceva un album, 20 ceva de ani. Deci acum 20 ceva de ani a făcut înregistrări cu mine, da? Unde mi-a dat așa și apoi a zis, te lasă, te descurci. Și acum ai zis, mă, hai totuși să mai facem ceva împreună. Da, ce frumos, după 20 de ani. Și piesa cum se numește? O legătură între frați, nu băgați ură între frați, piesa se numește Oameni buni și oameni răi. Oameni buni și oameni răi, că așa este peste tot. Exact. Oameni buni, aplauze pentru Mariana Ionescu-Căpitănescu și Marcela Fota. Ne cântă Surorile astăzi. Veniți aici în luminile publicului, vă rog mult de tot, și să ne bucurăm de prezența lor. Mulțumim mult de tot că ați venit, vă ascultăm. Cu mult drag. Așezați printre noi oameni buni și oameni răi. Oameni răi, dar botezați, bagă ură între frați. Așa-ți lăsați printre noi oameni buni și oameni răi. Oameni răi, dar botezați, bagă ură între frați. Parcă s-au îmbogățit când văd că i-au despărțit. Vorbe sau un cuvânt aruncat ca prafoveni. S-au îmbogățit când văd că i-au despărțit. Cu vorbe sau un cuvânt aruncați ca prafoveni. Așa, așa, așa vieții. Și bine am împărțit. Când am avut, n-am mâncat, când am avut, am răbdat. Cu frații noi am crescut rău și bine am împărțit. Când am avut, am mâncat, când am avut, am răbdat. Nimeni nu ne-a știut prin ce greu noi am trecut. Și-am sperat că într-o zi bine pentru noi va fi. Nimeni nu ne-a știut prin ce greu noi am trecut. Și-am sperat că într-o zi bine pentru noi va fi. Așa este. Oameni botezați, dar răi, aruncați ura din voi. Dacă sunt surori sau frați, între ei nu vă băgați. Oameni botezați, dar răi, aruncați ura din voi. Dacă sunt surori sau frați, între ei nu vă băgați. Orice-mi privești și taci, sângele